În aceste zile de grea cumpănă s-a făcut simțită unitatea de nezdruncinat dintre partid și popor. Nori negri se adunaseră la orizont, nori ce adumbreau zâmbete neprihănite de copii, chiar și cei rămași sub ocupație, dacă îl întâlneau cumva pe inamic, se comportau în mod destoinic. Îi întorceau spatele. Da, pur și simplu îi întorceau spatele. Tata, am 49, l-o ridicat. Acum, ia crezi, vin să mă iei și pe mine. Ce dracu! Vasca, tași! Tași! Lidioane! Lepă! Rapă spune și ești! Băi, Vasile, Vasilic, hai, nu-ți supăra, hai, nu-ți supăra, hai, iartă-mă, ia că-mi iau cuvintele înapoi, ha? Hai, tași, tași, Vasilic, tași, frumușelul, tași, rabdule acu, băiță, hai, puțin tică răbdare, stai cu mincior să treacă dușmanii și dacă scăpăm și din asta, o străim, Vasilic, amândoi. O străim ca oamenii, Vasilic. Ce am înțeles eu din viața asta? Acasă, lucru la lucru, lucru. Alergătura, iurea. 6 ani, Vasilic. 6 ani am muncit în casa asta. Ani ca aurul. Anii tinereții. Poate că tinerețea dată de Dumnezeu pentru iubire, pentru petrece și veselii. Dar noi cu Barbara, din lut n-am mai ieșit. Și nici din datorii. Eu nu sunt Dugleș, Vasilic. Tu de-amă mă știi, oleac. Mă vârculem cu tractorul acela și încolo și încoace. Și la colhoz, și la oameni mai făceam câte o rublă. Și tot n-ajunge. De la început, mai făceam un bar și la biserică. Cântam în strană. Dar mă râdeau băieții la tot pasul și m-am lăsat. Iar când am scos casa la capăt, ne-am apucat de sarai. Și mi-am mâncat și aici 3 anișori de zile. Între timp, ne-au năvălit și copiii. Eu pe Varvara, după nuntă, n-am sărutat-o niciodată. Dar-i suflet de om și e. Tata stă la pat și nu l-am văzut de 3 săptămâni. Dar ce zic eu de tata?
Eu la mama, la mormânt, n-am fost de o an de zile. Și dacă nu mai mult, mai mult de ani de la Paștele Blajinilor. Copiii ăștia nu mă văd cu zilele. Și amuiaca i-a dus în cei mahală la soacră mea. Am venit într-o seară beat și psinic i-am speriat. Și pe tine ia ca te țâmflăm. Dar nu nimic. Azi treci. Le-mi face noi pe toate, Vasilic. Las. Ia că nu mă scape eu știna asta și... Eu cred că i s-au dus în drumul lor, Vasilic. Tu? Ce zici? Cred că eu nici nu sunt trecut în lista aceea lor cu ridicatul. Ce? Parcă eu zbeți, va? Hai, și-o vorbi. Ce? Aia astea sunt mândri bețe? Vorbă să fie. Vorbă să fie. Bețiv și eu cum a fost și tata Chiabur. Dar ții ce ud uneori. Vii acasă, ucis, înghețat. Nici nu poți face de aici triboaghi. Dar muieret mă era ce-a tărat. Că e ce așa, că de ce nu am intrile. Și tulbură nervul și timbesc din trei pahare. Și-a plăcut eu în cap, apoi... Dar lasă, scăpăm-și din asta. Eu zic, ei chiar se merg din cer. Tot trebuie să treacă de mult de poarta noastră. Așa-i? E că vezi? Suntem într-un gând. Da. Dar poți și într-o minte? Vasilică, mă ating că am scăpat. Păcat, Rachiu. Băiețai, suntem de moaște. Băi, nu grăi mult, băi, ieși afară de mogală. Așa-i legea, ce să-ți fac? Suntem prieteni, ei. Prieteni, să mă hongă de prieteni. Ia, că dacă v-am băut, de câte ori împreună... Nu-ți minte, nu-ți minte, merg. Gata. De Dulău nu te mai ascunzi. Ei, câine special, învățat. Numai că nu-i pentru spioni, dar pentru bețevi. Se adulmece de departe, se hăituiască, se înhață de beregat. Yes, I...
Doamne! Antibacus, stai așa. De pe tot frontul s-au vești din ce în ce mai alarmante. Eu știu. Încercuirea ca o minghină. Cred că e nervos. Se strângea treptat. Doamne ajut și într-un ceas bun. Mulțumesc, Matale. Da, ce faci, bățăi? Ia că vreau să cimentea sărăia și ăsta. Că lutul lut, dar tencuiala-i sfântă. Da, asta așa. Oare nu-i chirchelit? Ia dați-mă ta mai aproape, stăm de vorbă. Antibacus, fii cu minte. Alex, dar familia lui... Apoi este ori noi? Parcă noi. Ia spune drept, bădei, ca să nu mai proverim. Rachiu, faci? Cine, eu? Aha. Dar la ce-mi trebuie mie, Rachiu? Nu, dacă am o tonă de gen. O tonă? Nu-i cerișor? Nu-i chiar o tonă. Nu-i. Îl ține și tata la mine și tot nu-i o tonă. Nu-i, nu. În privința vinului n-am primit niciun fel de ocazane. Deocamdată. Dar am o politică, e strogă ea. Legea snouă ta o cunoști. Știu, da. Bagă de seamă, dacă scrie cineva pe Matalea, știi că... Știu, fără judecată, da. Da, ce ți se vă porcul cel așa? Ce nu-i dai mâncare? Dar vreau să-l tai, mai îndisară. Și nu-ți cuvine să-l hrănesc într-o zi ca asta. Am să vin de seară la ciuric. Dacă nu, nu că-l tai și îl dau întreg. Da, așa m-am înțeles la o ospătărie. În privința ciuricului, am glumit. La revedere. Mergeți sănătoși. Mai veniți, așa, din când în când. La revedere. La revedere. Mai poftim. Intrați așa, da. Nu rog, Sava. Ștumbli cu dânșei. Situația în teatru operațiilor militare era excepțională, se convoacă de urgență cartierul general la statul major ambulant al frontului. Ava Elizaveta. Care Elizaveta, măi băieți? Pruteanu. Oh, văd, Ana lui Toadere, Pruteanu, ia ca cu casa pe muchi. Ei, dai femeie cum se cade, are feciori învățați, cum să te vâri în ogradă? Da? Dar eu am semnal că țin rachiu în casă și nu dă la nimeni. Poate îl ține pentru nevoile ei. Da, da. Sigur, da, musafiri. Eu cred că legea e lege și e pentru toți. Legea ne cheamă să luptăm cu beția, nu cu baba Elizaveta. Are dreptate. Mai în scurt, eu am semnal, tovarăș, și trebuie să mă cituiesc. Unde trăiești, cum îi zice, Elizaveta? Ei, baba asta, unde trăiești? În vale, pe muchi. Dacă o luăm prin râpă, e mai pe de dreptul. Iaca. Pe râpă e gloat. Eu nu mi-a. Și dracu este de Lozincu, o să nini prin Salchin. Vreau să zic că procedăm așa. Facem zahod stâla. Înainte.
Antibacus, după mine. Comandantul frontului dă semnalul de atac și divizia trece la ofensivă. Fie ce soldat inamic își dă seama, această operație poate determina cotitura radicală în bunul mers al războiului. Iartă-mă, Vasca, dar ai smerat zuleac. Mai bine tu flământ decât baba în Siberia. Tu acum ești în mâinile mele. Miliția de acum știi că te-am tăiat. Așa că bag de seamă, băiețel. În caz de ceva, nu te caută nimeni. He, chiar și porcii vor să trăiască. Ia stai, Mitchell. Tu ești la Aurel, brigadieriu? Da. Am o rugăminte. Tu te rog până la baba Lisaveta. Vădana lui Toadri Puteanu, care trăiește pe spunde. Casa Pimuchii, baba Lisaveta. Fântâna în poartă. Aha. Du-te și spune-i că vine miliția să o caute de rachiu. Aha. Hai, fugi, hai. Fumuța, hai. Vin, Vasilică, vin. Hei, grupa Zahvata. Operația Sarvalsa. Na, Zahon Stila. Acuși, Vasilică, acuși. Aduc o caldare de apă și papă, băiat, acuși. Să vedem mai întâi ce cu baba. Îi vin pe aici pe îndeal, mătușică. Uaf, mânțămăs, copchilă dragă. Ia stai, stai să-ți dăi baba niște nuși, stai. Vi le dă la Crăciun, mătușică, să vin să te colind. Hei, hai, dar, să vii numai decât. Doamne Dumnezeule, ia nebun, ia nebun. Hai, dar să nebun, hai, nebun. Iete, doamne, ce mai fac eu am uia? Of, da, că a rămas chiar. Și zile am ajuns, doamne. Cazurilor e garantată de surprinderea atacurilor. Însă iscoada noastră a izbutit să descifreze la timp și fără pierderi intențiile inamicului și direcția probabilă a loviturii lui principale. Doamne ajut și bună ziua! E, bună! Bună ziua! Bun! Luar și-a proteanu, dacă nu greșesc. Da, păi, parcă așa? Cineva a scris asupra ma tale, mătuș, precum că adică scrie, faci rachiu. Dar de ce să nu scrie? Da, scrie! Hai, cum altfel? Da, hârtie este. Dar în ziua de azi, colege, nu te joci pe linia asta. Avem pricaz. Așa că, matale, să nu te superi pe noi, dar trebuie să controlăm. Da, de ce să mă supăr? Deamu! Vieși ai? Are, are. Iți cam vieși. Am și eu, colea, o bucățică de zemnic sub casă. Atunci, hai să intrăm. Hai, o cază, hai, o cază, hai, poftim, poftim. Se procedează prompt la studierea minuțioasă a datelor furnizate de toate categoriile de cercetare. Eu rămân să mai trag o țigară. Tovarăș. Tovarăș, toată comisia se cuvine să fie de față. Noi nu-mi trebuie vorbe. Actul o să-l scălească toți. Așa că... Tu, sui în pod. Tu, îți dai drumul zemnic. Mata, domnișoară, mergi cu mine în casă cea mare. Bine. Te-a vrut,
Cerceta și inamicului aveau o chiagere. Detașamentele de pedepsire scotoceau pretutindeni. Sub pământ, pe pământ și în aer. Din fericire, ei căutau în cu totul altă parte decât acolo unde ar fi trebuit să caute. Auzi, niata? Ia de sub pat. Ce? Hai, hai! Nu-i nică. Ei, nu-i nic. Este tăiat. Și mai, Alexei? Tocmai aici după apă. Da. După luăm de aici. Acolo la noi e cam sălcie. Fapt, e bună și aceea, așa, spălat, de lăut. Dar asta anume se dă la băut. Da. Dar cum-ți merg și eu din fântâna asta? Săraca babă. Minus 3. Minus 3, minus 10 și încă și borcanul stricat. Hă? Ei, ai cu cine grăie. Care borcan? N-are baba, Nică. Chiar Nică. Iartă-ne, mătușă Elizaveta, dar așa e astăzi buchia legii. Dacă vine înscris, noi trebuie să controlăm. Ei, ce să-i faci, dacă așa ai poreatca? Da, cred că are cineva ce-o de prima tale și-a vrut să-ți fac un rău. He, dar și rău să-i mai fac. De-amu? Măcă, am găsit nușile acolo, în porci și ea, că ne-a luat câteva. Lasă-mă. Tu ești, miculiță, e băietul, mâică, e, luați, băieți, cărați! Antibachus. Doamne, Dumnezeule. La putea noastră a fost. Te, Doamne. Drept spun, mătușă, bună apă găță aici în deal. O fost e bună, da, de-amu. Nu, că e bună și amu. Și multă lume ia apă de aici. Tată Mahala, chiar de pstărâp tot aici vin. Ia mă, ienia ta vreo două, trei zișeni. Mulțumesc. Îți dulci? Mai dă-i cu apă. Și fântâna asta e adâncă? E, de-amu, nu prea. Da, de unde izvorăște ea? O să cadem izvorul, gata? Hei, o să cad, s-a stupat. Trebuie curățit. Da. Mulțumesc, mătuș, pentru apă. Crede. Ce nădu. Bună. Ia de să beau și eu, Leac. Ia, nu-ți mai trebuie că apa e caldă. Las că o scoate eu. N-avem când, lista e lungă, înainte. Antibacus.
Antibacos! Țâmpă! Ce cu el? Recomente! Țâmpă! Ce cu dânsul, măi? Sălbătăciune, ce vrei? Un câine de elită, educat în spiritul antialcoolismului, nu poate tolera un iz de țuică banal. Și dacă însuși comandantul dă bir cu fugiții, armata, cuprinsă și ea de panică, capitulează necondiționat. Mă rog, ce îi rămânea să facă? Ai crezut la Raion? Vecea lui Bărlaș? Fug ghiri amândoi! Da. Fu, fu! Antibacos! Antibacos, fu! Fu! Matinka, am scăpat. Mama! Ai ce stă, tovarăși sergeant, împușcă-l și... Împușcă-l tu? Păi când e învățat, o să o o mie de roble. Mai mult de mie. Dar știu ce era eu. Credeam... Figuri politice de tristă faimă nu-și pot sfârși cariera decât salvându-se în buncă. Antibacus! Ce-i, Vasilic? Frige la stomacă. Tare te mai înțeleg, Vasilic. Vrăjmaș te mai înțeleg. Nici dealul. Ne-au venit să ajutorii. Da la mama lui Haiduca. Fa, tu ești mezina, a? Ți-o să-ți rămână casa. Ia să-i spui, tati, ce-i mai bun lucru? Lutul ori cimentul? Lutul. No. Ciment. Așa. Ai, mama lor, eu... Hai, adem. Ei, puradei, măi, ce-o mai vreți crezi cu ceala după voi? Ia-mi dă cheile cele de la pești.
Haide, dă cheile. Ia ca s-am adus moare de curiei, Vasilic. Păi ți-a deschide la stomac. Pa, băiatul. E cum? Sunt rău, hă? Vezi? Da, puză la zi. Doar tărtăcuță, așa-i, Vasilic? Ei, las. Asta-și treabă. Hai. Gugiu, gugiu, gugiu. Papă, papă, Vasilic, papă, băietul, papă. Vreau la chino. Tu te faci să ceri o rublă, că ție îți dă. Vezi că-i treaz. Și dacă-i treaz, nu bea. Ei, cărăbuș, ia ghiciți. Ia-te. Na, hai, duceți-vă la chino. Hai. Ura, chino, ura. Băga că trag? Nu și nebun! Aici stai și eu! Candela mamei voastre de activiști. Nicu, pași! Mă predau, vre! Predătorul, vine cu asta. Thank you.
Să bem un pahar cu vin de sufletul ocazului. Dumnezeu să-l iertă. Să-i fii țărnă ușoară. Străim și să-l pomenim. Ia ocaz, e! Înțelept-o mai fost din felul. Toarnă-și. Seară, dacă mai iese vreun caz, când și asta nu-ți poate. Pui cu nebunii? Asta e situația în mulpătimitile noastre sate, pline de țărani smeriți, pentru care orice hotărâre istorică durează o zi. Cel mult o zi.